găsit. Principalele revendicări sunt legate de creșterile salariale a tuturor angajaților din sistemul sanitar și de acordarea unui procent de 6% din produsul intern brut pentru bugetul sistemului sanitar. O să stăm însă de vorbă cu un asistent care lucrează aici în Spitalul Floreasca, unde în această dimineață s-au strâns foarte mulți angajați. Bună dimineața, spuneți-ne care sunt nemulțumirile dumneavoastră, maestră. Aceasta este o primă grevă de avertizment de 2 ore. Nemulțumirile le știți probabil de la șefii noștri de la Federația Sanitas. Avem nevoie cu siguranță de 6% din PIB pentru sănătate, ca pacienții să nu mai cumpere medicamente. Avem nevoie de salarii decente, avem nevoie de un normativ de personal, pentru că au plecat foarte mulți medici și asistenți din România. Avem nevoie de plata sâmbetelor și duminicilor. Avem nevoie de decență în sistemul sanitar. Cum vă descurcați dumneavoastră cu salariul pe care îl aveți? Este foarte greu să te descurci cu un salariu de genul pe care îl avem noi, lucrători din sănătate, mai ales infirmierele, care au un salariu sub salariul minim pe economie. Salariul de referință este de 600 de lei în sistemul sanitar. Ce reprezintă coroana și crucea pe care astăzi o vedem aici în Spitalul Floreasca? Coroana, bănuiesc că este din partea domnului Eugen Nicolaescu, este groparul sistemului de sănătate din România. Ce veți face de acum înainte dacă nu veți obține acel procent de 6% din PIB și nici majorarea salariului? Vom continua mișcările de protest prin grevă. Dacă cumva, cum a spus domnul ministru, greva noastră va fi declarată ilegală, avem și alte mijloace. Deja salariații astăzi vor completa niște cereri, pentru că au foarte multe libere de luat din anii trecuți sau de anul acesta și tot ce își vor lua liber în aceea zi. Greva noastră este în primul rând morală. Până acum ați obținut răspuns de la Ministerul Sănătății legat de revendicările dumneavoastră? Cu toată aroganța la început a domnului ministru, negocierile s-au deblocat și zilele acestea sper să avem și ceva scris. Și mai spuneți-mi dacă astăzi vor fi afectați de pacienți și ce categorie de pacienți vor fi afectați de această grevă? Astăzi nu vom asigura decât urgențele majore. După cum vedeți, aici suntem în fața camerei de internări, unde nu se va interna nimic decât prin NUPU dacă este considerată urgență majoră. Timp de 2 ore nu se va opera nimic în spitalul de urgență. Dacă în spitalul de urgență se poate face grevă, cu siguranță o vom face peste tot în țară. Vă mulțumesc foarte mult, așadar, vedeți, sunt zeci de medici angajați ai sistemului, ai spitalului Floreasca, asistenți, dar și alții salariați, care s-au adunat aici nemulțumiți de faptul că nu au primit nicio rezolvare pentru cele mai importante revendicări ale lor. Vorbim despre creșterea salarială. Deja oamenii încep să strige demisia ministrului sănătății. Rămâne de văzut dacă această grevă se va opri aici sau dacă pe 28 noiembrie vor intra și în grevă generală.